și aplică amenda electronic, fără ca șoferul să mai semneze vreo hârtie. Vine poliția. Avem un depozit aici la... Sunt de acord cu dumneavoastră. La ce așa? Ați intrat de două ori peste indicatorul de trei blestitone. Polițistul nu se lasă înduplecat de explicațiile șoferului și scoate noua armă, PDAR-ul, adică Portable Digital Audio Recorder. E ca un soi de telefon inteligent care le știe pe toate, inclusiv dacă șoferul a plătit permisul de liberă trecere prin Târgu Jiu sau nu. În acest caz, nu. Teleteu valid pentru numărul de înmatriculare. Selecțiile se mai împotmolesc uneori sau de mai multe ori. E însă o chestiune de exercițiu. În curând... Vom vedea polițiștii echipați, nu cu baston, echipați cu acest sistem. Deja agenții ai poliției locale, dotați cu noul gadget, patrulează cu mândrie pe străzile din Târgu Jiu. Domnul conducător auto, vă atenționăm că pentru a tranzita orașul Târgu Jiu, vă trebuie eliberat permis pentru liberă trecere. Am înțeles. Noi v-am avizat cunoștință. Aparatele sunt deocamdată în probă două luni, pentru a se acomoda cu ele și polițiștii locali, dar și angajații de la taxe și impozite. Este o prioritate maximă atunci când îl folosim în teren, în emiterea somațiilor, în emiterea invitațiilor sau proceselor verbale. Mai greu va fi pentru cei amendați, care pot contesta procesul verbal în instanță, după ce vor trece pe la Direcția de Taxe și Impozite și vor solicita o copie a amenzii electronice. Reprezentanții primăriei Târgu Jiu spun că după cele două luni de probă se gândesc să închirieze aparatele, iar dacă va fi nevoie să le cumpere, vor apela la Consiliul Local Târgu Jiu.